Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Maestrul jocurilor video povestește că a fost angajat de părinții unui băiat care era elev model și copil ascultător până prin clasa a 4-a. Exact, Luca. După care jocurile video l-au schimbat complet. Băiatul se ocupa mai toată ziua de jocuri video online, visa să devină gamer profesionist și să se întrețină din asta. Toți au asta, filmul ăsta. La Luca mai făcea pauze din gaming, că se ocupa și cu frigiderul. Și atunci... Da. Pauze de masă, evident. Și părinții disperați că nu reușeau să-l convingă să renunțe la gaming, să se apuce de învățat, l-au angajat pe ăsta. Gamerul spune că a primit 50 de yuani pe oră, adică cam 7 dolari pe oră. Așa. Ca să-și distrugă oponentul. Nu știm ce joc au jucat, dar spune, gamerul zice că a jucat 5 jocuri cu băiatul timp de vreo 5 ore. În prima partidă l-a studiat. Nu s-a aruncat. Nu s-a aruncat, dar după aceea l-a zdrobit în următoarele 4 jocuri, exact cum voiau părinții. A fost suficient pentru ca încrederea de sine, în sine a puștului să se prăbușească și a zis că nu o să ajungă niciodată la nivelul respectiv. A renunțat și cu asta basta, s-a întors la învățătură. Deși eu n-am povestit niciodată, tu m-ai citit foarte bine, așa am pățit și eu. Eu am jucat săptămâna trecută. Mie mi-a schimbat viața HC90. Da. Era primul computer românesc, mă rog, ceva. Un surogat de computer. Da. Nu? Da. Mă rog, mai fusese unul prin anii 80. ZX, nu știu ce. Da, HC90 a fost cel mai popular, da, după cum îi spune numele, cred că a fost inventat în 1990 și a apărut pe piață prin 91. 5-6 ani mi-am dorit cu disperare un HC90. Zi cum ți-a schimbat chestia asta, că m-ai lăsat în aer. Păi aveam 11 ani, mi-a luat tata HC90 hata să învăț informatică, să fiu un programator. Și am găsit, era un joc de fotbal, un precursor al FIFA. Football Manager. Nu, International Soccer se cheamă. Scriam manual toată echipa, trebuia să scriu jucător cu jucător și căutam în ziare le premii. Așa ai tu, să dactilografiezi. Așa am ajuns jurnalist sportiv. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.